Nici pasărea, cum s-a spune, n-avea voie să circule pe aici.
De aceea nici 34% din locuitorii Mangaliei nu cunosc acest. Poate avem noroc și îl vedem. Nu se arată. Hai, mă. Să te vedem. Turele dinainte s-au arătat de fiecare dată, dar dimineața și seara am observat un... Fii și afară. Delfinul. Pe să iasă delfinul, a craxonat, să iasă delfinul, mă. Cred că delfinul papa. Nu e aici acum. Din păcate. Probabil nu e vreo persoană, două care nu mai fost cu noi cu colaborație și știe că nu vorbim din plasme. Da, unde este puișorul? De ce nu iese? Nu știu. Uitați în stânga, de ce l-a văzut doamna? Sau unde? Unde l-a văzut? Dreapta. Dreapta? Nu l-a văzut încă, dar... Ok, aici. În dreapta unde să știm unde e? În depărtare, în dreapta. Vine încoace, pentru că au de restul netul, vine încoace. Până lângă vaporat. Așteptăm delfin. Vaporat va veni în stânga noastră. Sunetul se propagă cel mai bine înapoi, el cel la un kilometru și cel la cunoaște în general și bine. Nu e, cred că ia cine, delfin. Pește, nu cu apă, mănâncă foarte mult pește. Uitați, în mic locul băltii, mai la vreo 300 de metri de aici încolo, spre casa aceea mai mare. Exact pe casa mare, la vreo 300 de metri de aici încolo. Uite-l în dreapta! În dreapta s-a arătat. Departe de iarbă, da. 100%. 100%. Da, s-a arătat. Da, însă venea în coace.
unde l-ați văzut acum? Tot acolo, lângă. Tot pe acolo, așa e? Mai bine marin decât submarin, nu? Nave de poliție de frontieră au foarte multe nave. Asta e fost tare. Tu frumusețe, tu! Ce frumoasă ești! Așteptați de mâncare, tu frumoselor, tu! Tu frumoasă, mică! Ia uite ce frumoasă ești! Și tu ești frumoasă!